Grupa de intervenție rapidă din cadrul poliției locale s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai mulți tineri aflați în parcul Cloșca se manifestă zgomotos și vulgar, tulburând ordinea și liniștea publică. În momentul în care aceștia au observat autospeciala inscripționată a poliției locale, au încercat să dispară și au luat-o la fugă în direcții diferite. Cu sprijinul echipajelor mobile din cadrul secțiilor 2 și 3 poliție locală, 14 tineri cu vârste cuprinse între 21 și 35 de ani, toți din București, au fost reținuți și legitimați pe strada Cașin. Asupra unui băiat de 29 de ani a fost găsit un box metalic de culoare neagră, iar în apropiere au mai fost găsite o cagulă, o bâtă de baseball, un lanț prevăzut cu 4 carabine și o bilă confecționată artizanal din sfoară. Tinerii au recunoscut că sunt suporteri ai echipei Rapid București și au avut o altercație cu microbiștii gălățeni. De ce ați fugit? M-am speriat. Te-ai speriat de ce? De ultra și de la oțel. Am fost la meciul Rapid București, respectiv oțelul Galați. După ieșirea din incintă, probleme diferite de organizare, în sensul că s-a plecat greu, au aruncat câteva pietre, n-am fost lovit, n-am fost agresat sau ceva de genul, nu am nici vreo avarie la mașină, numai că, întorcându-mă și încercând să-mi sun un prieten să mă întâlnesc cu el, atunci am dat de alt grup de vreo 70 de persoane care sigur nu erau în galeria rapidistă, în fața mea era și o dubă de jandarmerie. Pentru că tulburau liniștea și ordinea publică prin strigăte și larmă, înjurând și amenințând cu violență, cei 14 microbiști au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 500 de lei fiecare.